Ei bine, acum, doamnelor și mai ales domnilor, burlacilor, acum este momentul vostru, pentru că v-am promis că o să vină cea mai frumoasă, cea mai focoasă ispită de la Insula Iubirii. Cea mai sexy ispită de la Insula Iubirii, Maria Ilioiu! Așa, da, cam bună, Maria! Bună dimineața, bună, Maria! Bine, v-am găsit, bine ai venit pe la noi, am vrut neapărat să te vadă și cei de acasă, cât de sexy ești, ce mi-a bine arăți. Mi-a spus cineva că îți place culoarea mov, adevărat? Da, îmi place. Și roz. Ești foarte frumoasă, Maria, ne bucurăm că ești astăzi alături de noi. Hai să luăm loc pe canapea, pentru că avem de povestit. Bine, ar trebui să te întreb unde e Aurel. De ce ai venit singură? Doamnelor și domnilor, să intre Aurel! Ce, te-ai schimbat la față? Da, n-ai fi vrut. Stai liniștită, nu e Aurel, nu e aici la piscina, cu siguranță ne urmărește de acasă. O frumoasă poveste de dragoste, credea Aurel că a trăit la Insula Iubirii, protagonistă în rolul principal, Maria. Ai reușit și sezonul ăsta să îi nebunești. Nu putea să fie o relație adevărată între voi doi. Da, lumea care își dă seama de anumite chestii și-au dat seama. Auzi, că să știi că dacă vrei să transmiți un mesaj Alexandrei, fostă iubită, era pe aici zilele trecute, care că au zis că numai că vii tu și a plecat. Da, ce să zic. Dar chiar și acum a fost confruntarea cu Alexandra, pentru că voi două v-ați întâlnit înainte de finală. Da, ea nu are nimic cu mine, ea știe că până la urmă eu mi-am făcut rolul, adică asta era treaba ta acolo. Sau da, să zici că este invidioasă. Pur și simplu, s-a purtat ok cu mine. Bine, până la urmă să ne amintim că însă și Alexandra a declarat că ea fusese înșelată de Aurel de mai multe de ori înainte ori, și că a trecut peste. Aceasta a fost doar picătura care a umplut paharul, nu era pentru prima oară. A umplut paharul pentru o perioadă, nu vezi că până la urmă l-a iertat și tot s-a mai împăcat? Aoleu, nu-mi spune eu asta. Eu nu știu cum face Maria, dar și anul trecut a reușit la fel, să-l bage în boală pe Sasha, ca să zic așa. S-a jucat și cu Aurel de data asta, fix ca în sezonul trecut. Mi-aduc aminte că și Aurel stătea la geam și te ruga să-i deschizi ușa, Maria, să te vadă. Eu nu vreau să mai să fiu Sasha de anul ăsta. Auzi, uite, sincer, tu până la urmă de ce l-ai ales pe Aurel? Că puteai să alegi pe altcineva de acolo, alt bărbat. Păi, în primul rând, el era fanul meu de prima emisiune. Când a fost întrebat ce ispită, l-a întrebat Alexandra, ce ispită ți-ar plăcea să, nu știu, să vină? Și el a zis Maria, direct. Și ce s-a întâmplat dacă tu te îndrăgosteai de Aurel? Ce se întâmpla? Nu știu, orice e posibil în lumea asta până la urmă. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Serios, dar avea și calități? Aurel, da, are calități. Ce calități avea? Chiar are. Ascultă, le are, că nu a murit. Că le are. Cum? În emisiune. Săracu. Aurel, te salutăm, tată, dacă te ne urmărești. Te salutăm, Aurel. Te pup, Aurel. Măi, chiar este un băiat bun, eu mereu am spus. Dacă stăm să ne luăm, suntem superficiali și ne luăm așa strict calitățile fizice, da, nu este un bărbat care arată wow sau să mă îndrăgosteze cum arată, nu. De ce, mă, doar că avea burtică, doar frumos. Pentru că avea puțină burtică? Și asculta manele, în rest e ok. Dar nu asculta numai semințe manele. Semințe mânca? Nu. Nu, vedeți? Măcat. Sunt superficial, de ce sunt? Da, și mă, eu am fost. Tu l-ai făcut să creadă că și ție îți place de el așa pe timpul show-ului. Ca să-l faci să se simtă atras de tine. Da, pentru că l-am făcut să creadă adevărul până la urmă. Pentru că eu am văzut și calitățile bune ale lui, am văzut și părțile bune. Și i-am zis, uite, ai și cheții frumoase. Eu că el a zis, ce să-ți placă la mine, burta? Auzi, da, păi, pe mine, sincer, m-ai șocat într-o seară când am urmărit Insula Iubirii. Tu erai acolo într-un hamac, dacă nu mă înșel. El a venit la tine și tu i-ai spus să sunt foarte supărată pe tine. Și el te-a întrebat, de ce? Mă simt dezamăgită de tine. De ce? Pentru că face greșeli gramatical. Pentru că nu știi să vorbești limba română. Vai, cât de prost ai făcut să se simtă. Da, nu am vrut sincer să-l fac să se simtă prost, dar mi-am vrut să-i fac un bine pentru, știi, adevărul doare. E toată grele. Lumea. E grele. Dar el când va da testimoniale și va greși, lumea îi va sări în cap. Pentru binele lui am vrut să se corecteze. Și să știi că după ce i-am spus, el mi-a zis, a fost mult mai atent. Nu că nu e vorba că nu știu, dar se grăbea.
Da, da, revin la, la modul în care te-ai jucat cu, cu Aurel. Acum recunosc că și tu ai fost de vină, pentru că i-o dădeai când una caldă, când una rece. Adică îl făceai așa pe săracul să se încingă după tine și pe urmă, pac, închideai ușa, de nu mai știa săracul Aurel, nu mai știa ce să înțeleagă. Dom'le, ce-o vrea femeia asta? Știi cum e, dacă nu poți să-i cucerești, zăpăcește-i și tot îi faci, știi? Asta este motoul meu. Să știi că indiferența o omoară și indiferența este cea mai bună totdeauna în orice relație. Funcționează, da. Cum a fost sezonul ăsta Insula Iubirii pentru tine? Mă rog, noi de acasă am văzut. Ați reușit să despărțiți toate cuplurile. Eu, sincer, sunt fanul numărul 1 emisiunii și chiar sunt supărată că s-a terminat. Acum n-am la ce să mă mai uit. Da, dar e adevărat că vrei să mai participi? Mă, sincer, am zis că nu mai merg. Ai zis că nu. Pentru că, na, du-te tu în aceeași vacanță, mereu în aceeași locație, te da, mie, sincer, chiar mi-ar plăcea să mă duc în dar fiecare an în Thailanda. Dar mi-e dor, acum, sincer, mi-e dor și cred că mă mai duc, să vedem.